Directorul colegiului a mărturisit că toată comunitatea cantacuzină așteaptă să se reîntoarcă acasă, deoarece programul este foarte încărcat, având în vedere spațiul restrâns pe care elevii și profesorii îl au la dispoziție la liceul numărul 5, acolo unde și-a mutat temporar liceul activitățile. După cum vedeți, ne aflăm la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște, unde astăzi inspectăm stadiul lucrărilor de reabilitare pe fonduri europene ale acestui liceu, un liceu reprezentativ al municipiului Târgoviște, alături de conducerea școlii, alături de constructor, de proiectant, de dirigintele de șantier și de echipa de implementare. După cum v-a spus și constructorul, lucrările sunt executate în proporție de 60% și numai starea vremii împiedică echipele să lucreze cu o viteză și mai mare. Însă ceea ce este important este că aici unde ne aflăm este un corp nou construit și practic din punct de vedere al structurii, al rezistenței s-a realizat 100%, inclusiv s-a realizat și plafonul, s-a montat și acoperișul, urmează doar să mai fie pusă tabla de tip lindab. De asemenea, această tablă va fi folosită pentru toate acoperișurile care se construiesc. După cum veți putea vedea, avem și această soluție la care eu am ținut foarte mult să se folosească în toate proiectele, cea de lemn stratificat, de grinzi de lemn stratificat, care rezistă intemperiilor, care sunt soluții ecologice, care sunt soluții moderne. Primarul Gabriel Boriga a fost prezent la o inspecție la șantierul Colegiului Constantin Cantacuzino, acolo unde lucrările sunt finalizate în proporție de 60%, doar starea nefavorabilă a vremii fiind cea care îngreunează lucrurile. După cum și doamna director știe, de acum câțiva ani de când am aplicat aceeași soluție și la Liceul de Arte Bălașa Doamna, un alt proiect reușit al echipei administrative pe care o conduc, sperăm aceleași rezultate bune să fie și aici. Din păcate, vă spuneam, datorită timpului nu se lucrează mai repede, asta nu înseamnă însă că ne aflăm cu lucrările întârziat și sper, ba mai mult decât atât, vă promit că până la data de 10 septembrie, absolut tot ceea ce era prins în proiect va fi terminat, toate finisajele vor fi terminate și toți elevii care învață la Colegiul Național Constantin Cantacuzino la 15 septembrie o să intre într-un liceu total reabilitat.